Vă salut, dragi prieteni, azi 14 ianuarie, vreau să fac un nou clip, de data aceasta cu niște găinuțe și o să vă spun și povestea găinuței. Am aici o puicuță din, nu știu, 2 august, m-a venit și la serviciu, dar îi corșită cu geasta, ce-i mă pichiță, uitați ce-a făcut ea. Uitați aici ce-a făcut e. Trebuie să-l pun așa pe fund. Asta e al... Cred că e al 4-lea sau 5-lea. Uitați așa cât e o găinuță. E corșită, cred că, cu... Cu corgeri și cam gești americani. Și tot am găsit o ouă. Bă, dar zic, nu știu de la care o început să o ouă. Nu știu care o început să o ouă. Și o să vă spun și... Da, uite. Uite cât e de micuț, îmi face gălăgie. Și o să vă spun și povestea găinii, care am dat-o la vecină, dat-o anul trecut. Ia stai să văd dacă o găsesc aici. Nu e aici. Stau așa că e un frig, nu știu, minus 5-6 grade. Și trage și vântul. Așa foarte rece. Ce-i mă pichița? Atâta e de drăgălașă, uitați așa, cred că de plâns ce-o fie. Mă pichița. Hai să vă găsăm și găina de la vecina. Găina, vecina o renunțat la găini. Nu, uite dacă o găsesc eu acum. Bă, dar unde ești? Unde s-o ascuns? Nu, așa ceva. Ia, uite aici. Uite asta. Și cum zic, am dat două puicuțe, una i-a murit anul trecut. Măi, găinuță, hai să-ți fac prezentare aici. Și doi cocoși. Cocoși i-au sacrificat. Și am zis că te-ai vecină, zice, e păcat că s-o sacrifici, că îți dau eu un cocoș. Că am pe aici puiandri de anul trecut, din luna august. Și se mi-o dea mie. Păi, nu știu, acum... Eu știu că e din găinuțele mele, s-au obișnuit cu găinile, mele pe aici. Da, un pic mai spăreasă, că nu. Da, găinuță, da. Și aici am băgat și bălegarul de leipuri, l-am băgat pe grădină. Aici am un loc unde îl depozitez. Stați așa în cocoș și de disponibil. Hai, poftiți! Trebuie să acordăm aici prioritate, nu așa merge treaba. Așa era vara când este aici, în asta este frunză, în alunul ăsta este frunză, stau la umbră. Da, mi-au atacat și nu știu, vulpea, șacal, câini, nu știu, mi-au atacat. De asta și cam sperioasă. Găinuțele mele, așa spui Andrei din august, și cum zic din august, uitați aici, au început să ouă, ei numai un picuț. Nu m-am picut, zic ei, mă tocă. Și mi-au omorât 6 bucăți de pui de anul trecut. 4 cocoși, 2 pui puțin eu. 3 i-au dus și 3 i-au omorât deci pe grădină. Bă, mă, trebuie poți le-ai filmez, că nu pot ține telefonul. Majoritatea găinilor mea și părinte. Ce mă pichița, mă? Mă pichița, mă? Mă pichița, da, cum să nu? Hai, mai face ploști, mai face, e prins blițul. Astea-s găinușile care le-am. Acolo cocoșul.